Au mare nevoie de puncte. Vă spuneam că în acest moment Iașiul este pe locul al 13-lea, pască să marcheze vreun gol. 5 dintre aceste meciuri au fost în campionat, care avea practic să decidă campioana din sezonul trecut. Iată pe Musa Sanu și intervenția lui Albu este tardivă. Andrei Cristea o pasă pentru Sanoh. Musa Sanoh îl întoarce pe Nivaldo. Musa Sanoh și gol! Pe Dylan Flores, liber undeva la 16 metri. Și de la Ciacamingea ajunge la Aguinaldo. Pasa lui Aguinaldo pentru Becui! Gol! Portarul Costache și apoi îndeplinește formalitatea. 3-0, din nou scor de neprezentare pentru Concordia Chiajna, care și etapa a trecut. Ocazii mari de tot ale ilfovenilor. Iată-l pe Măzărache, din 4 metri, trimite cu capul în transversală. Cobra era bătut. Este final, doamnelor și domnilor. Iașiul învinge Chiajna la scor de neprezentare.